Hello, hello! Am revenit. Am revenit. Să vă spunem de ce. Să vă povestesc despre ceea ce am găsit aici. Într-un clipuleț anterior, pe marginea apei, și anume castravetele sălbatic sau plesnitoarea. Castravetele sălbatic, pentru că asta este, se numește denumirea lui latină Echinocis lobata. În denumirea populară se mai numește și plesnitoare, pentru că aici, ceea ce vedeți voi, are două orificii unde au fost semințele. Fructul creează o presiune la un anumit moment, explodează și eliberează semințele. Plesnitoarea se găsește pe malul apelor, se găsește prin zone părăsite, iarăși pe lângă case, pe lângă ziduri, și creează dantela asta minunată, pe care eu o să o folosesc astăzi ca un burete de lufă. Am spălat-o bine, am lăsat-o puțin în apă cu puțin detergent, am clătit, am pus-o la uscat. Ce pot să vă spun despre castravetele ăsta? Crește, după cum am spus, ca o plantă urcătoare, invazivă, crește, probabil că foarte mulți dintre voi ați văzut-o, dar nu i-ați acordat importanță, data viitoare să vă uitați mai bine. Crește ca o viță, se cațără pe absolut tot ce întâlnește în cale și poate să fie extrem de invazivă. Fructul este ca un fel de arici țepos. Nu știu dacă o să reușesc de pe undeva să vă și caut o poză cu castraveciorul nostru. Da, ia uitați-l. Așa arată, ca și fruct, un fel de ariciuț. Astea au fost cele două camere din care a explodat sămânța. Iar în momentul în care se usucă, arată așa, da? Și treptat-treptat îi cade învelișul și îi cad și țepii. El a fost folosit de ani întregi în medicina chineză, tradițională, dar la noi, în Europa actuală, se folosește doar controlat, prin extracții farmaceutice pentru anumite afecțiuni. Laptele proaspăt din tija plantei arde foarte, foarte tare pielea, dacă le aplici direct, dar există persoane care le aplică în anumite terapii, pe furunculi sau pe negi și pe papiloame, pentru a arde efectiv excrescența respectivă. Eu nu-l folosesc în absolut nicio terapie, folosesc minunățile astea într-un săpunel făinuț. N-am mai folosit forma asta de foarte mult timp și o să torn peste el un melt-em pur, pentru că îmi doresc să se vadă foarte bine ce am eu aici. Un melt-em pur făcut de mine. Cred că am mai spus și în alte tutoriale că îmi prepar și un melt-em pur foarte clar, care este efectiv limpede ca și cristalul. Acela nu se poate topi. Și un alt melt-em pur un pic mai tulbure, pe care putem să îl retopim. Îl o să-l folosesc astăzi cu o slabă pigmentație. Încă nu m-am decis dacă vreau un roșu mititel sau vreau un albastru azuriu sau un portocaliu pal. Ideea este că vreau să încerc să văd cât de fain arată. Bine, eu am încercat deja pentru mine. Mi-am făcut niște scrub-uri pentru ten. Deci un săpunel pe care să-l folosesc pentru ten. Poate o să fac și pentru YouTube un clipuleț. Deocamdată astea o să fie doar niște săpunele pentru corp cu efect de scrub.
Să trecem la treabă. Aici o să-mi pun meltul meu. Da, cam așa arată meltul meu. E un pic mai opac, n-are consistențe mai gălbui, dar sper să reușim să îl facem cât de cât vizibil și să iese tare făinuțe săpunelele noastre. Trebuie să folosiți un meltem pur cumpărat, bineînțeles. Puteam și eu foarte bine să-mi fac, folosesc o rețetă la microunde pentru meltul meu. Se face foarte rapid, doar că, exact ca de obicei, nu avem atât de mult timp la dispoziție. Mă duc să-l topesc pe baie de abur și o să venim să-l parfumăm și să îl colorăm puțin. Bun, am întors invers, pentru că arde. O să pun câteva picături de parfumant, de trandafiri. Așa. Cu melt o să am mult mai multe tutoriale, pentru că a început să-mi placă foarte tare să lucrez cu meltul. Fac cantități mici. Ups! Zboară buruiana. Fac cantități foarte mici de melt și le prelucrez. Acum pun 2-3 picături. Ia să vedem. Doar să fie o tentă de albăstrui, fără să-mi dau peste tot. Astăzi, cu siguranță, nu este ziua potrivită. N-are nicio importanță dacă o să fie așa niște intercalări de culoare. N-am făcut foarte concentrată culoarea, tocmai pentru ca să... Sper că și vedeți ceva. L-am pus în hârtie pentru că mă ardea la degețele. Se pot face și săpunele decorative. Eu nici n-aș ști exact din comerț de unde să-mi cumpăr meltem pur. Sau care ar fi cel mai potrivit. Știu că am încercat o singură dată, nu știu de la ce firmă, mi-am cumpărat și mi-a transpirat îngrozitor și am zis că nu mai vreau să văd în viața mea meltem pur. Astea nu transpiră deloc. Așa este rețeta. Nu o să o dau. Nu din răutate, dar eu am luat-o de pe internet, de la ceva canale străine și am modificat-o în așa fel încât să-mi fie adaptată mie și cerințelor mele și, mă rog, nevoilor mele și uleiurilor pe care le aveam la momentul respectiv. Și atunci, na, nu... A fost un pic de muncă, în așa fel încât să iese ceva așa. Am rămas și fără spirit, deci vă dați seama ce clip mișto iese din toată șmecheria asta. De ce se dă cu spirit? Să dispară bulele de aer. Bun. Aici mai am un pic de melt și o să-l folosesc peste ăsta. Cred că o să-l fac un portocaliu. Eu o să-l las albastru și o să-l fac un portocaliu. Pun puțin roșu pe el și o să-l fac portocaliu. Ce ziceți voi? Bun, deci exact cum am spus la început, loc de tătăjena la 1 noaptea. Bag roșu și mi iese portocaliu, deci na, cromatica mea e făcută cu femeia de serviciu. Am băgat puțin roșu, trăsiză mov, e normal, toată lumea care știe cât de cât coloristică știe că dacă amesteci albastru cu roșu iese mov, da, na, a ieșit un vișiniu.
Sper că se vede. Și sper că mi-ajunge, pentru că altul nici nu mai fac. Da! La fix. Ce fain e. Bun. Deși aș putea să fac și unul portocaliu. Aș putea să fac mai multe culori. Ideea este că are aceeași textură ca și lufa. Se poate folosi identic cu lufa, fiind uscat. Nu există nicio problemă. L-am spălat eu doar în ideea de a se curăța de praf și de a se curăța de orice altă imperfecțiune, frunze ce mai erau pe acolo și pentru a se înmuia puțin. Asta este una dintre caracteristicile și poate mai fac și unul portocaliu totuși. Hai să vedem. Oricum trebuie să-l lăsăm să se întărească și după care vedem ce ne-a ieșit de aici. Ok, am mai făcut și portocaliul până la urmă. Da. Din roșu și cu un puțin galben. Astea sunt, încă nu sunt foarte bine întărite, dar ăsta primul o să îl scoatem. Pentru că este mai vechi. Da, 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 da. Ia uitați-l. Cât este de frumos. Minunăția asta de mini-lufă poate fi folosită și, bineînțeles, în cold process. Aveți la mine pe canal o rețetă de săpun cu lufa. Este încă mai utilă decât lufa lungă pe care trebuie să o tăiați bucățele cu foarfeca și pe ea trebuie să o puneți puțin în apă. Dar asta este minunată. Așadar, când mergeți pe malul apelor, mai ales acum în primăvară, eu filmez în luna martie, dar cred că până când nu dă vegetația mai bine, se găsește pe jos sau pe lângă case părăsite, dar în general pe lângă ape se găsește cel mai mult pentru că este târătoare și se agață de sălci și de alți copaci. Bun, ăsta este mini-tutorialul meu de astăzi. Sper că ați înțeles ceva din el ca idee. Ați înțeles și ce este minunăția asta găsită în clipul anterior. Și vă aștept cu un like, cu o distribuire pe rețelele de socializare, pentru că în felul acesta vede cât mai multă lume clipulețul meu. Și văzând cât mai multă lume clipulețul meu și clipulețele mele, nu se știe niciodată când au nevoie de un sfat sau de o rețetă de pe canal. Iar dacă doriți să-mi oferiți o cafea virtuală, o puteți face urmând linkul din descriere. Există acolo un link, dacă accesați linkul, puteți să-mi plătiți contravaloarea unei cafele ca semnal prieteniei și în felul acesta mă ajutați să merg mai departe cu tutorialele. V-am pupat!